Donald Trump s-a răzgândit, mesajul care vizează Coreea de Nord și Coreea de Sud. Președintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri că întâlnirea sa extrem de subliniere treptat cu liderul nord-corean Kim Jong-un nu va avea loc în zona demilitarizat de Mezet, de la frontiera dintre cele două Corei, informează Reuters, Yonhap sublinierei AFP. Dând asigur că data sublinierei locul acestei întâlniri vor fi anuncate în următoarele trei zile, Trump a afirmat, în cadrul unei subliniere din cea administrației, că DMZ nu a fost reținut ca loc de des subliniere urarea întrevederii. Un alt loc posibil care a fost evocat mai de mult de Donald Trump este Singapore, scrie Ager Press. În urmă cu două zile, președintele american a declarat că este tentat de DMZ pentru întrevederea lui cu liderul nord-corean. Există ceva ce îmi place foarte tare în această idee, a DMZ ca loc al întrevederii, a spus Trump. Sunteți la faca locului sublinierei, dacă lucrurile se desubliniere oarecum bine, este posibil să existe o mare celebrare chiar acolo, nu într-o cartercă, a declarat el. Potrivit cotidianului sud-corean Chosun Ilbo, care citează surse diplomatice, întâlnirea dintre Donald Trump sublinierei Kim Jong-un ar urma să aibă loc la mijlocul lunii iunie, în Singapore.